găsit de focăze. În Kaufland Varna. Ia. 11,09 leva, mere premium. Da, mă, dar asta înseamnă 30 de lei kilogram. Aproape, 28 premium. Da, mă, merită. Iau și eu un premium. Să văd și eu cum e mierea premium la 28 de lei. Dacă știam, nu mai luăm zahăr la cafea. Păi poți să nu mai... Câte zahăr aici? 2,60 leva sau 2,70. Wow! Stai că vedem că sunt foarte scumpe în Bulgaria. Uite, miere la 7,90. Uite, acolo 14 leva. Pe când asta cristalizată, 14 leva. Deci cam astea sunt prețurile. Deci asta e la 20 de lei kilogram, vă spun că am calculat. Că-s borcane de 900 de grame. 20 de lei kilogramul. Asta e mai scumpă. Asta, dacă vedeți că e cristalizată, asta e 15 leva. Asta e 40 de lei mierea cristalizată. Nu merge translate-ul ca să poți să... 22, asta e 50 de lei, e ceva mai bun. Nu știu ce. Asta e 10. Un kilogram 22. O să iau și asta, nu știu ce e. O traduc eu ulterior și vedem, dar deci 9,99, cât are 450 de grame, 9,99. O să o luăm să vedem că suntem curioși. Oricum aici în Bulgaria mult mai scumpe prețurile ca în România și suntem într-un Kaufland de cartier. Ia ce avem aici? A, gemuri, ia să căutăm. De trandafir. De căpșun. Ia să iau un căpșun. Concurența. Da. Ia uite. Coronița e 2,15. Da, e curios dacă e aceeași etichetă. Așa. Zahărul tocmai s-a scumpit. 2,59 leva. Acum în direct s-a scumpit zahărul. 2,59. Calculați și voi. Ne uităm în continuare. Puiul la reducere 9 leva. Asta înseamnă 17,50 la reducere. Au prețuri mai mari ca la noi. Am găsit piftele. Mi-era poftă. Chiftele mi-era poftă la reducere 4,75. Nu știu dacă o să meargă partul pe care l-avem. Nu știu, dacă nu băgăm ceva. Am revenit la zahăr, 2,59. Mamă, ce scump e aici zahăr. S-a scumpit zahărul în direct. În direct. Plus că, la fel, anunț de la să cumperi două baxuri, să nu cumperi prea mult. 2,59, calculați și voi s-a ajuns zahărul. 2,59 leva. O veste nasolă, s-a scumpit și berea. De berea a ajuns 3 leva, ce sunt. 3 leva o sticlă de bere. Nasoală treaba, nasoală. Da. La whisky am rămas competenți. Aici încă prețurile nu s-au schimbat, așa că ne-am băgat și noi o sticlă să mai ciugulim. Vreți semințe? Nu. Nu luăm semințe? Nu, lăsăm murdar. Levi este la 5,39, 5,29. Și asta e mai scump ca la noi. Cu cât ai luat, Laura, uleiul la noi? 8,50 din penny. Mamă, ce diferență! Da. Hai, am ajuns la casă, continuăm ulterior filmarea. Gata, am terminat screening-ul de astăzi. Mi-am luat și semințe de roșii pentru anul următor, pentru că întotdeauna știu aici o florărie la Varna, unde nu știu, e aceeași firmă, dar aceeași firmă producătoare, cum am comandat pe net online și din România, dar aici am găsit un soi care nu-l găsește în România pe site. Așa că la anul țineți-vă bine că o să am roșii de aia care trece de un kilogram. Și altceva că ce am discutat cu băieți din România sunt mult mai ieftine aici, că am dat 3 lei, cel mai scump am dat 6 leva, 15 lei pe un plic, dar din linia profesională, câteva semințe, dar se merită. Da, aici în Kaufland. Ia veni mai câte mă. Unde mergem? Păi mergem să ducem bagajele. Acasă. Și după aia coborâm iar la plajă. După aceea, nu mergem și Bălăcean.
Am terminat screening-ul ăsta prin Kaufland. Fraților, mult mai scump ca în România. Când am luat întâi de la un altul, am zis, băi, au ăștia scump în magazinul respectiv. Că era în Balcic, dar văd că și aici la Varna, unde suntem la un magazin de... un Kaufland ăsta de cartier, să-i spunem, au prețurile și se schimbă de la moment la moment, ați văzut și voi în cum s-a scumpit zahărul în direct, am prins. Ia alt lucru, uite, fața aici e magazinul cu semințe, florăria, unde găsesc semințe de roșii. Bine, acum am luat și niște pătrunjel și mărar și niște cimbrișori am găsit. Cei ca lumea ca o parcarea sub magazin. Asta îmi place aici mereu la Kaufland ăsta, că ții, da, și un tură de cățel, faci mișto de mine. Uitați, e coana mare. E acolo coana mare, așa, fă-mi cu mâna coana mare. Așa? Mica balena. Mica balena, așa am pus azi dimineață numere la vlog. A venit mica balena. Ai obligat. Dar fii atent într-o parte, vă bandă că sunt obligatorii de turna stângă. A trecut ca la Mucea. Ca să nu mai faci stânga după banda de dreapta. Da, adevărul că bulgarii față de noi sunt mult mai frate, nu trebuie să depășească ăștia viteza în localitate. Nu ca Ștefan care... Și mai spune. Ștefan sunt care... Mai merge și mai încet. Merge și mai încet sărăcuțul de el. Sărăcuțul de el. N-am avut permisul, doar o dată. Da, o singură dată la permisul de viteză. E frumos că, uite, în față avem deal, în spate avem mare. E o zonă foarte, foarte frumoasă. Și abia aștept să facă Laura chiftele, că mi-e poftă de chiftele bulgărești. Asta e un avantaj. Ai plătite? Plătite, da. Și faci fasole. Și eu fac fasolea, mâncarea cea mai grea, că e deja la conservă. Așa, acum ne scoate pe brăteaua asta, tati. Dar tot așa, sunt vă două locuri unde drumul mai nașpa. Păi, nu, nu, nu. Sau pe aici? Pe aici am venit. Da, vezi în ce lașantul ăsta. Pe aici am venit. Geaba mergi pe un drum foarte bun, că tot e meteagna asta și la ei. Mai tai în grob din când în când. Da, ce să-i faci? Suntem balcanici. Sunt balcanic. Știți cântecul ăla celebru al lui Bitman? Sunt balcanic. Și mai vorbește acum de apicultul? Da. Ce să mai zici de apicultură? Doar acum la ăștia se merge, albinele au cules la smochine. Că foarte mult smochine am văzut în zona asta, poți să te duci. Am venit în Bulgaria să costăm miere premium. A, și acum abia așteptăm să ajungem la cazare ca să degust mierea aia premium. La un preț foarte mic. 30. Deci miere premium, eu știu că trebuie să fie undeva la 50 de euro kilogramul. De 10 ori mai ieftin. Am dat lovitura în Bulgaria aici. Am luat miere premium de 10 ori mai ieftin. Dar așteptăm surpriza. Și nu reușesc cu lensul să traduc ce scrie acolo pe eticheta aia, dar bine, nu scrie proveniența, nu scrie din ce țară e mierea respectivă. Foarte interesant. Adică o etichetă mult mai simplă ca în România. În România măcar știi de unde este mierea. Și am mai luat una ce înseamnă cu mană, o să o vedem și pe aia. Aia mai scumpișoara e la 40 de lei kilogramul. Am ieșit aici. Suntem deasupra, se vede marea frumos. Care locuiesc aici, o privește ca lumea un viu. Acum nu mai zicem că avem un viu. Băi, deci nu poți să... și strada asta tot Primorski, deci asta până la Kaufland se cheamă Primorski. Deci ăștia n-au alt nume aici. Parcul Primorski, toate sunt Primorski pe aici. Ce-o fi făcut tipul ăsta pentru Bulgaria? Habar n-am. Uite, Varna View, exact ce spuneați. Apartamente cu fața la litoral se construiesc aici pe mâna dreaptă. Dar asta e pentru ei, pentru localnici. Cred că românul se merită, venim. Închiriem apartament și ne vedem de treabă. Am renunțat la All Inclusive pentru că acolo este cantina de îngrășare. Furajare intensivă, asta e All Inclusive.
Așa că mănânci ce vrei. Seara oricum mergem de fiecare dată la alt restaurant. Eu văd pe aia din dreapta o stop. În ziua ne facem ce vrem noi de mâncare. Ce? Sau dacă ne iese, le mâncăm pe plajă. Gata, acum ieșim din Varna. Ia și cât facem până la cazare? 31 de minute, deci. Mai avem 31 de minute. Și câte minute până facem bani? Da, până intrăm în mare. Marea ne cheamă la ea. Marea. Da, uite ce soare a dat acum afară. E vremea perfectă, perfectă. Eu v-am promis, m-am spus. Deci, gândiți-vă și voi la bulgari. Dacă e să calculăm în prețurile burgărești astăzi când filmez, mierea 20 de lei în raft, zahărul 6,50 lei. Deci 3 kg de zahăr egal 1 kg de miere la acest Kaufland din Varna. Dați seama că e dificilă este treaba. Dar reducerile de la raft le-am beneficiat de ele? Nu, pentru că noi avem Kaufland de România, care nu e valabil în Bulgaria, ți-a și spus femeia, clar. Dar știam dinăuntru, că și băiatul ăla mi-a arătat că eu nu o să pot să iau. Deci a existat un lot de zahăr care fusese la 2 leva. Și mi-a și spus că eu nu o să pot să iau cu 2 leva. Oricum, 2 leva. Dar oricum a saltat prețul ăla din raft cu 2 leva. E destul de mult. Exact. 2 leva e 5 lei și iar, noi am luat cu 4 lei. Deci e diferență de 25% mai scump în Bulgaria. Nu să nu, înțeles tot, mai ales că nu înțelegea ea, aia de la casa de marcat, când nu înțelegea ea nimic. Aia a fost și mai și. A fost și mai și treaba. Ce nu înțelegea? Pe n-ai văzut acolo că s-a potignit. A băgat niște coduri. Și ce îmi place că au refăcut asfaltul. Deci pe toată regiunea Varna, până și drumul ăsta spre Balcic, până ieșim din regiunea Varna, e asfaltul nou. Este de-ai refăcut drumul complet, deci marginea drumului, tot. Au făcut. Dacă ar continua cu porțiunea asta spre Vama Veche, ar fi chiar și mai... Oricum, pentru mine e mai ușor să ajung la Balcic decât să ajung la Alba Iulia, spre exemplu. Da. Eu ajung mult mai repede în Balcic decât la Alba Iulia, ca să vă dau un exemplu. 4 ore. În 4 ore n-am fost în Balcic și mers lejer de câmpie. Plus port, da, bine că și mergi la Alba, mergi pe autostradă de la Sibiu, la... Da, dar până treci de munți. Până treci de munți. Gata, cred că poți să folosești telefonul, mi-a venit SMS că tot folosit-o. Dar nu ți-am zis când te-am rezolvat. Stai să... Era din sete. Telefon. A, nu pot, că... Mai bine nu. Zi-mi dacă apare pe film. Asta ce nu stă? Mai sună. Nu, tură... Nu poți să suni oricum. Tu nu folosi, adică nu datele, să ai grijă la date, Laura, că acolo e o limită, bine. Adică nu stai pe YouTube. Dar bine că poți să primești, clar să mai. Trebuie să mă uite, deci trebuie să ai minim nelimitat 7 ca să-ți meargă roamingul de date. Ce vor face ăștia? Eu noroc că m-am uitat azi în abonament, am nelimitat 9, am intrat pe My Account și mi-am activat datele. Deci sunt și ăștia cu firmele astea așa de borfași cu telefonia lor. Deci când plecați în străinătate, verificați dacă abonamentele voastre au roamingul activat, atât pentru voce cât și pentru date, deci separat. Deci sunt două capitole de roaming, capitolul voce, capitolul date. Că poți să ai voce și să n-ai date. Și ziua de astăzi nu mai poți să te descurci fără date. Mai, așa, hai să mergem acum și să degustăm ce am cumpărat. În fapt ar trebui să facem și chiftelele așa ca să... ce poftă mi-e. Am uitat să luăm garlic. Usturoi? Da. Să mâncăm cu usturoi. Da. Și măcar o... avem broși. Am ceapă, dacă vrei. Da, ceapă să mănânci tu. Eu mănânc cu roșii, da, să mănânc cu roșii. Băi, frate, uitați-vă la bulgari ăștia, ce încet merg de aici. Trebuie să lungesc urechile după ăștia.
64 la oră avem, fraților, și limita aici cred că de 90. 90, da. Deci nu se poate așa ceva. Ăștia sunt contra naturii. Și pe șosea nu, nouț. Da. Unde vedeai în România o tigaie de asta de BMW să meargă cu 70 la oră în afara localității? E o forjat de ne făcea numai fum. Numai funingile. Chicevo. S-a încălzit afară. Așa, o să aveți să nu vă, sper că nu v-ați speriat când ați văzut bucata asta de filmare. Așa, stau aici că e un punct de asta de citire de vinietă, cred că e asta. Asta acolo nu cred eu că e radar. Hai să vedem ce degustăm astăzi. Așa, haideți că am revenit pe bază și să degustăm ce am cumpărat. Am făcut și eu, am folosit Google Lens să traduc. Deci miere polifluor în amândouă, miere bulgărească. E undeva mai scumpă, după cum ați văzut în prima parte în video, au și miere la 20 de lei. Asta este o miere la 30 de lei și asta undeva la 40 de lei kilogramul. Deci asta scrie pe ea că e produsă în Bulgaria și numele firmei care o produce. Hai să degustăm. Ia să mirosim. Cam subțirică. Adică cred că umiditatea undeva la minim 19%. Foarte, foarte subțire. E vinul la urmă. Ciudat. Gustul ăsta nu l-am mai întâlnit niciodată până acum, cel puțin la noi. La mirea toată ce am degustat până acum, nu am găsit, nu știu, găsesc că e Nutella lingură, clar. Asta e tot furculiță. Lingura este, dar nu știu unde e cealaltă, pe rog. Da, nu știu unde este. Nu, mie mi se pare cel puțin ciudățel. Mai ales că e și foarte subțirică. Ia vezi. Vezi că scurge toată din... Da. E ca apa, ce sunt. Se rezolvă greu pe el. Deci? Nu cred că e miere. Păi nu e miere, asta e. Deci asta, gustul ăsta ciudat, mi se pare un gust sintetic, ca să o spun pe direct. E gust de șarlotă din aia de vanilie. Nu știu, are un gust de, da, de vanilie. Și da, nu de vanilie. Gustul de zahăr pe buze. Deci asta e fake, clar. Ia, puneți pe buze să vezi, da. Că simți. Ia spală în lingura să degustăm pe următoare. De deci asta premium de Bulgaria. Nu-mi dau seama, dar se... Da, mă, vanilie. Ai ghicit. Vanilie. Deci vă feriți-vă de așa ceva. Da. Hai că mai avem una sigilată acum. Asta e mai scumpă. Am văzut-o și aceea în Balcic, în... Nu intră în pachetele gustative, nu... Da, nu. Și are un gust ciudat, de, exact, de vanilie. N-are ce căuta vanilie. În Bulgaria să ai vanilie. Da, acolo de vanilie. Ia să vedem asta altă. Asta e undeva umană. Deci e închisă la culoare. Asta e ceva mană, să-i spunem. Să dăm cu aceea să degustăm. Trebuie să beau niște apă. Da, bea niște apă. Poți să-mi dai și mie niște apă. Ia vin, dă și mie puțină apă, că aș fi și eu curios să văd. Am să opresc. Da, deci asta e vanilie. Ai recunoscut gust. N-are ce căuta gust de vanilie. Adică nu știu ce cules ar putea fi. Nu plus e că... de asta, dar nu se dizolvă pe limbă. Și e foarte subțire. Asta are altă consistență. După cum bag, puțin mai groasă. Deci se lucrează cu fake și aici la Greuceanu. Dar tu nu știi la ajutoarele europene când au adus când miere și era miere aia de Bulgaria? Aia era de Bulgaria și era toată fake. Asta în rafturi, aia cristalizată era foarte scumpă. De-aia
arăta bine cristalul ăla. Aia, da. Părea de floarea soarelui, până la urmă, cristalul ăla. Era un cristal mare. Asta e diferită. Trebuie să vedem. Ar fi bine și prietenii tăi să guste așa ceva, ca să-și facă diferența cum era lor și urmă să-și dea seama ce... Da, asta mai aduce spre mere. Deci ar fi bine, da, să aveți în casă niște fake-uri de astea și să... Nu știu dacă e fake, dar pur și simplu nu mi se dizolvă și cu foarte subțire. Deci eu i-aș da... Nectarul se dizolvă. Nu, nu e în regulă. Asta e altceva. E altceva, asta la 40 ceva de lei kilo. E 10 leva. Nu, e 50 de lei. Dacă aș putea să descriu senzația, oricare ar putea să devină degustător și să-și dea seama. Da. Deci aia rămâne ca o peliculă pe limbă și nu intră nimic în papila gustativă decât să simte un strat așa ca un prenandez dulce. Este de fapt un edulcorant, se spune. Asta se imprimă. Asta cred că e miere. S-ar putea să fie miere de brad? Mai după culoare e e umană. Nu știu, mai degrabă mi se pare ca medicamentul. A ce? A medicament din ăla, de tuse. Păi înseamnă că e de un pin de ceva, de umană de asta, de conifer, mană de conifer. Nu știu, n-ai reușit să traduci? Nu scrie, mă, nu scrie. Mai mult. De ce n-au ca la noi pe etichetă mai mult? Bine, doar în papuci, că e miere luată. Bine, deci am văzut și în Kaufman și în Aldo. Ia mă dă să mă... Oricum, asta e altceva față de... Și până în mestec, nu știu. De-abia aștept să gust acasă mierea noastră. Cât prea mult stă pe limba până să dizolvă. Este genul ca și cum ar fi fost pasteurizat asta. Nu știu, dar e... Asta e mierea... O fi, nu o fi... Da. Dar nu se compara cu salcâmul ăla degustat. Cu salcâmul nostru, niciun caz. A fost spectacol când am degustat acum. Da, dar nici n-am văzut salcâm în raft. Aici. Și concurența. Uite, ei fac. Găsește în magazine un sirop de pin. Elixirul de cornului de pin. Ăla-i sirop. Ăsta scrie pe el, clar. Ceva vezi tu, dar mult mai subțire ca mierea. Are în el, chiar are un con de pin băgat. Să-mi spui dacă se vede. Uite-te dacă se vede în peliculă. Uite-te pe ecran dacă se vede ce prezint. Se vede, perfect se vede. Uite, ăsta e conul de pin. Dar asta scrie clar că nu e miere, dar dai seama că concurează miere. Asta are gust de zahăr, spre exemplu. Când a fost în 2019, uite la, era mult mai bun. Cam a luat și atunci un borcar, era mult mai bun. Acum nu mai e așa bun. Ei, depinde de sortiment, de... Bine, să nu-i miere, ca să ne înțelegem. Și îți da aceea senzație de peliculă pe limbă, exact ca prima. Că asta. Înțeles? Nu ți intră în papila gustativă. Numai că pe asta scrie clar că nu-i miere. Pe când la asta simți. Da, la asta. Dintre acute țepături. Deci o miere naturală aici în Bulgaria e undeva la peste 40 de lei kilogram. Ce e sub 40 de lei? Nu e miere. Nu e miere, clar, ca să nu mai avem nicio urmă de de îndoială. Acum, comparat cu siropul, chiar nu mai am nicio îndoială că aia nu e miere. Da. Deci e aceeași problemă în toată lumea. Cum am spus, mierea este al doilea produs falsificat după planeta Pământ. Și faptul că e trecută pe etichetă miere. Da. Și, deci ăla asta e corect, pentru că nu scrie miere, clar. Pe când aici și scrie și premium. Practic e un honeybee. E un fals nereușit. Ce pentru se... mine, poate alte persoane o acceptă da. Și o... Nu, dar îți dai seama, Laura, e și subțire. Nu are nici umiditatea normală.
nu e ce trebuie. Cam asta este treaba. Se merge la greu pe fake. Ca peste tot, de ce în viitorul nostru nu sună bine? Prețurile cresc alarmant. La miere e normal să nu crească, pentru că apar mereu astea, fake-urile astea, care ne dau în cap pur și simplu. Da. Cam o să mai vin eu cu niște clipuri, una alta. Bine, și de acum venind luna septembrie, octombrie, vă dați seama că o să avem din ce în ce mai mult de văzut. Ia uite ce scrie la o reclamă la stoparul Mag. Mag. Cumperi două produse la alegere, primești gratuit torta Super Protein Patty. Fete, o turtă. Să facă reclamă. Ce tare. Un patty de ăsta de 450 de grame. Ambalată individual. Ce tare. Băi, vedeți ce înseamnă, ce înseamnă marketing. Da. Ce înseamnă marketing? Mie mi-au venit clienții, bătrânei. A fost George acasă și au cerut 6 borcane de polifloră. George le-a dat 5 de polifloră și un salcâm la preț de polifloră, da, ca să ne fidelizăm. Păi da, asta trebuie să faci. Să ne fidelizăm clienții, în primul rând. Normal, că trebuie să îi avem în continuare. Hai că nu vă mai țin. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă vă plac informațiile, un like. Hai și ne mai auzim în continuare.